Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 134. Vom citi cele trei versete care le conține psalmul acesta, unde omul lui Dumnezeu, psalmistul, spune în felul următor, începând cu versetul 1, în pagina 632 în Cornilescu. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă gândeam în seara aceasta, stând aici la dumneavoastră, la unele lucruri care aș vrea să le vorbesc cu privire la felul în care Dumnezeu își manifestă lucrarea în timpurile noastre. Trăim o vreme grea, o vreme a provocărilor, un timp târziu, spunem noi, în care Biserica lui Dumnezeu este tot mai lovită de vrășmașul, este tot mai slabă în ceea ce privește starea spirituală, în care lumea ia amploare în mersul ei către sfârșit. Și noi suntem chemați în vremea aceasta să rămânem în picioare. Cei care suntem în seara aceasta la închinare, cuvântul Domnului spune că suntem o categorie de oameni mai deosebiți. Îi spuneam fratelui Bobi, știți, nopțile de veghe n-au apărut acum la noi. Ele erau de pe vremea sfântului locaș, a templului pe care Solomon reușește să-l ridice. Solomon reușește să-l zidească, Dumnezeu se coboară, îi dă înțelepciune lui Solomon și Solomon spune acolo, Doamne, când va veni aici străinul, când va veni aici poporul să-l asculți. Și de pe vremea aceea oamenii au înțeles că închinarea trebuie să fie și noaptea. Dar Domnul vine și spune în Psalmul 34, iată! Priviți ceva mai mult decât ceea ce se întâmplă în mod normal. Iată, voi binecuvântați pe Domnul care? Toți robii Domnului. Înțelegem că cei ce iubesc pe Dumnezeu, înțelegem că cei ce se supun voii lui Dumnezeu, robii Domnului, stau noaptea în casa lui Dumnezeu. Robii Domnului iubesc rugăciunea, robii Domnului stau în veghere, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, robului aceluia care l-a pus peste toate lucrările lui și l-a pus să vegheze, ca atunci când va veni stăpânul să-i deschidă ușa. Dar dacă robul acela, spune Biblia, care a fost lăsat să vegheze, nu va veghea, se va deda la lucruri păcătoase, va bate slugile, stăpânul va veni în clipa în care el nu se așteaptă și soarta lui va fi o soartă nenorocită. Să ne ajute Domnul să rămânem în veghere. Cei ce stau noaptea în casa Domnului, Biblia îi numește robi. Cei ce stau noaptea în casa Domnului au puterea să-și ridice mâinile spre locașul lui Dumnezeu și să simtă din partea lui Dumnezeu eliberarea. Să ne ajute Domnul în seara aceasta. Cei ce stau în casa Domnului n-au nemulțumiri, n-au supărări. Ei binecuvintează pe Domnul. Ridicați-vă mâinile și noaptea binecuvântați-L pe Domnul, că Domnul s-a îndurat de voi. Slăvit să fie numele Domnului. Și cei ce stau în casa Domnului primesc binecuvântarea Domnului. Să știți, seara aceasta nu se uită. Noi ca oameni poate le uităm, mai cu seamă voi că aveți lucrul acesta în mod repetat, poate în fiecare lună. Uitați cum a fost acum câteva luni. Eu n-am uitat cum a fost luna trecută aici la voi. Tare m-am bucurat. Prezența în locul de închinare unde Domnul se coboară e memorabilă. Și e o bucurie și vin cu bucurie la voi pentru că știu că aici ne întâlnim cu Dumnezeu. Știu că aici Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Știu că aici Dumnezeu se îndură de noi să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Să știți, dragilor, avem o luptă grea ca biserică. Nu ne așteaptă vremuri ușoare. Diavolul răcnește ca un leu știind că mai are puțină vreme. Caută să-i înghită și pe cei aleși.
Și noi suntem chemați în vremea aceasta, atât cei care poate facem o slujbă publică, cât și dumneavoastră care aveți responsabilitatea unor oameni din familia lui Dumnezeu de aici, de la Stuttgart, să ținem aproape. Să ne luptăm unii pentru alții și să-L rugăm pe Dumnezeu să fie câte mai puține pierderi și toți să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Luptele sunt grele și vor fi și mai grele. Am trecut prin perioada care a fost în anii trecuți și am văzut cât de instabilă e lumea, cât de repede se pot schimba lucrurile, cât de ușor se duc toate în derivă, cât de repede și cât de slabă e credința unora, care au închis adunările și au fugit în România, de parcă acolo n-ar fi tot aceeași fiară, n-ar fi tot același sistem, n-ar fi tot același dușman al sufletelor lor. Oamenii care au credință rămân în picioare. N-aveau unde fugi, nici Hanania, nici Mișael și nici Azaria și nici Daniel împreună cu ei. S-au văzut în Valea Dura, așa cum ne vedem și noi la Karlsruhe și voi la Stuttgart. Nebucanețar își face chipul și lucrarea vremii din zilelor noastre își înalță de la o zi la alta chipul aici în Valea Dura. Se strâng oamenii și ascultă de chemările oamenilor care sunt chemate aici cu alăutele lor, cu chimvalele lor, cu lucrările lor. Ești chemat să-i ceri Domnului putere să rămâi în picioare. Cei mai mulți se vor închina. Mulți iudei erau în robie în Valea Dura. Nu era numai Sedrac, Meșac și Abednego, dar oamenii lui Dumnezeu au ales moartea, au ales să rămână în picioare cu demnitate, fără să se supună chipului veacului. Să ne ajute Domnul! Se pregătesc lucruri grele. Duhul Sfânt ne anunță că de la o zi la alta lucrurile se schimbă și mă rog ca Domnul să ne ajute să se ne dea puterea să rămânem în picioare. Amin! Citeau, frați, în seara aceasta din Psalmul 121, unde omului Dumnezeu spunea, începând cu versetul 1, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Mă gândeam într-o vreme ca aceasta, potrivit cu Psalmul 122, unde Biblia spune cum se uită ochii roabei la mâna stăpânului ei și ochii robului la mâna stăpânului lui, așa se uită ochii noștri către Domnul până va avea milă de noi. Unde ți este îndreptată privirea într-o vreme ca aceasta? Suntem cu privirea îndreptată spre Domnul? Suntem cu privirea îndreptată spre răsplătire? Suntem cu privirea îndreptată spre mântuire? Sau suntem cu privirea îndreptată spre lume? Omul lui Dumnezeu Luca, în capitolul 11, ne îndeamnă într-o vreme ca aceasta să ne facem o cercetare, să vedem către cine și unde este îndreptată privirea noastră. Versetul 34 spune în felul următor: ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este bolnav sau este rău, tot trupul tău e plin de întuneric. Acum pe voi v-au mai durut ochii, că toți am trecut prin perioada aceasta. Poate când am fost răciți, poate când am fost bolnav, poate că avem o problemă cu ochii. Când te dor ochii, te poți uita la lumină? Nu te poți uita la lumină. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta, prin cercetarea pe care o face, prin Duhul Sfânt și descoperirile Lui, prin cântare și prin cuvânt, să vedem dacă ne place lumina și ne putem uita la ea. Dacă nu-ți place cântarea, dacă nu-ți place descoperirea, dacă nu-ți place închinarea, rugăciunea, ochiul tău e bolnav sau ochiul tău e rău, spune Biblia, că tu nu poți să te uiți la lumină. Și problema știți care este? Că cei mai mulți stau în întuneric și numesc întunericul lumină. Dacă ochiul tău e rău, trupul tău e plin de întuneric, ia seama dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Să ne ajute Domnul în seara aceasta. Să fie lumina adevărată. Că dacă întunericul din noi îl numim lumină, ne înșelăm pe noi, îi înșelăm și pe cei de pe lângă noi și în ziua veșniciei, când Domnul își va răpi mireasa, rămâi aici în urmă. Și apă mai mare necaz ca ăsta nu-ți trebuie. Să știi că mireasa Domnului a plecat. Să știi că frații din Biserica Betesda și surorile s-au dus la Domnul. Și tu ai trăit într-un întuneric pe care ai numit o lumină,
că ți-o convenit să ia mai bine, că ți-o plăcut că se câștigă mai bine sau că ai avut alte împrejurări și ai rămas de la ziua aceea. Nu știu, fratele Bobi, dar cred că e în asentimentul meu. Noi nu facem altceva în biserică la noi decât pregătim biserica pentru răpire. Asta e ținta noastră. Pe noi nu ne interesează ce o să fie după. Cum o să fie după? Noi vrem ca în ziua când Domnul va veni pe nori și își va chema acasă mireasa, potrivit cu ce spune Pavel în Tesaloniceni, n-o vom lua înaintea celor adormiți și la clipeala ochiului, împreună cu cei ce sunt în morminte, vom pleca către Domnul. De aceea ne rugăm și de aceea stăm noapte în casa Domnului. Că omul lui Dumnezeu, Pavel, spune în capitolul 8 din Romani, că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus Hristos dintre morți, va învia în versetul 25 și trupurile voastre muritoare. Să ne ie Domnul să fim plini de Duhul Sfânt. Dacă vom fi să fim sub glie, să ne învie Domnul la plecare. Ferice de cei ce au parte de prima înviere și zic eu, ferice de cei ce au parte de prima plecare. Vom sta la masă cu Domnul din răsărit și din apus, cu Avram și Iacov, să ne ajute Domnul la lucrul acesta. De aceea stăm la adunare. De aceea ne rugăm. De aceea stăm noaptea în casa Domnului și îl rugăm pe Domnul, chiar dacă afară e noapte, în adunare să fie lumină. Și în lăuntru nostru să fie lumină. Lumina nu o dăm noi, lumina o dă Duhul Sfânt și zic ca Domnul să ne binecuvinteze. În a doua trimitere a apostolului Pavel către cei din cetatea Corint, cuvântul Domnului spune în capitolul 4, versetul 16, în felul următor. Și am vrea în seara aceasta să discutăm câteva lucruri despre înnoire. Asta mi-a pus Duhul Domnului să vorbesc. N-am venit pregătit cu asta. Aici când am venit în față, am simțit că trebuie de vorbit de aici și mă rog ca Domnul să-mi dea putere și cât o-i putea eu să spun de puțin, voi să înțelegeți mai mult și Domnul să vă binecuvinteze. Pavel spunea în felul următor. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Amin. Noi am venit în seara aceasta aici la rugăciune și vrem ceva. Vrem ca Domnul să ne cerceteze. Vrem ca Domnul să ne ierte. Vrem ca Domnul să ne vorbească. Vrem ca Domnul să ne dea din nou putere să mergem înainte. Știi cum se numește aceasta într-un cuvânt? Înnoire din partea lui Dumnezeu, ajutor să mergem mai departe. Și mă rog ca seara aceasta să fie o seară de înnoire. În Cartea Evreilor, capitolul 6, cuvântul Domnului spune și totuși cei ce au fost luminați și au gustat din darurile cerești și au căzut, acolo spune un cuvânt, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. La noi nu-i cazul în seara aceasta. Noi am venit aici să ne înnoim, că la noi cu putință înnoirea, slăvit să fie numele Domnului. Să ne dea Domnul puterea și dorința de a căuta mereu înnoirea. De ce trebuie să fiu nou? Pentru că ne plac lucrurile noi. Te duci în piață, te uiți pe tarabă și nu cumperi cele mai vechi legume. Le iei pe cele mai proaspete, să fie o mâncare bună. Vă duceți pe drum, fraților. Vreți să vă cumpărați un mijloc de transport. Nu te uiți la cea mai rea. Ai vrea una mai nouță și mai ieftină dacă se poate. Vedeți? Ne plac lucrurile noi și Dumnezeu nu-i tot așa? Și Dumnezeu vrea ca noi să fim mereu noi și proaspeți. Dacă la noapte va fi venirea, eu sunt înnoit și Domnul mă ia acasă. Că Dumnezeu nu duce în cer lucruri vechi, cu păcate, cu lipsă de mărturisire, cu nepăsare. Dumnezeu duce în cer oameni care s-au mărturisit, care și-au înnoit viața, care și-au înnoit chemarea, care și-au înnoit trăirea și haina lor a fost curată. Să ne ajute Domnul la aceasta. Vrem să vorbim în seara aceasta despre înnoire. Și primul lucru despre care vrem să vorbim de înnoire este ca Domnul să ne ajute să avem o înnoire a Duhului nostru. Domnul ne-a botezat pe unii dintre noi cu Duhul Sfânt, pe alții poate de acum s-a îndurat Domnul de ei. Dar lucrarea aceasta a fost odată. Poate la unii de 20 de ani, poate la altul de 30 de ani, poate la altul de anul trecut. A fost o lucrare în care Domnul s-a îndurat și l-a botezat cu Duhul Sfânt. Rămânem numai la aceasta
Sau mergem înainte cu lucrarea aceasta, că întât să ne adâncim în ea și să ne înnoim. Omul lui Dumnezeu Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 31, cu versetul 23, în felul următor. Versetul 23. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Și vă înnoiți în duhul minții voastre. Când te apropii de Dumnezeu, când te lași de păcate, Domnul îți dă o înnoire a Duhului. În seara aceasta ai venit la rugăciune, te-ai rugat în alte limbi, te-ai rugat poate în limba română și Dumnezeu face înnoirea. Aș vrea ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ucenicii în Fapte capitolul 2 erau în rugăciune. Vine Domnul și spune cuvântul Domnului și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt, locul acela s-a cutremurat, pe capetele lor s-au văzut ca niște limbi de foc, mulțimea s-au adunat și au spus aici s-a întâmplat ceva. Dar ucenicii nu au rămas la aceasta. Și în capitolul 2 spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Toți erau plini de frică și prin mâinile apostolilor se făceau minuni. De ce? Ei se înnoiau în fiecare zi. Să ne ajute Domnul și pe noi să ne înnoim Duhul nostru. Duhul se înnoiește și Duhul Domnului lucrează în multe feluri. Îmi spunea fratele Bobi și sper să nu se supere pe mine, îi va veni rândul duminică să vă predice și îmi spunea că are menirea aceasta sau, dacă vreți, responsabilitatea aceasta din partea fraților să vă vorbească despre lucrarea Duhului Sfânt, despre darul Duhului Sfânt și bine este. Să fie oameni de aceștia în adunare, că Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura, spun unii, și e adevărat. Cea mai mare prorocie e Biblia. Ea este dreptarul învățăturilor sănătoase. Toate descoperirile trebuie să treacă prin Scriptură. Ce se potrivește cu Scriptura e de la Domnul, ce iese din Scriptură, ne pocăim, ne căutăm altceva de făcut, măturăm, punem scaune și îl rugăm pe Domnul să se îndure de noi. Dar ce se potrivește cu Scriptura, mergem înainte și îl rog pe Domnul și îmi doresc și Moise își dorea și Pavel își dorea ca în adunare să fie proroci. De ce să fie proroci în adunare? Omului Dumnezeu, Pavel vorbește în întâia sa epistolă către Corinteni, în capitolul 4, în felul următor. Cine vorbește în altă limbă, spunea el, se zidește pe sine însuși. Dar cine prorocește, zidește biserica lui Dumnezeu. O biserică puternică, o biserică zidită, întărită, încredințată în lucrarea curată, este biserica unde sunt vase de lucru. Să scoată Domnul cât mai multe. Doi sau trei să prorocească la fiecare rugăciune și ceilalți să judece și după ce judecă să se vadă ticăloși, să se vadă vinovați și să ia hotărâri de pocăință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Lucrarea de prorocie e o lucrare lăsată de Dumnezeu. Nu că Evanghelia n-ar fi destul, dar prorocia zidește biserica lui Dumnezeu. Prorocia aduce în vremea noastră ceea ce întâmpinăm și ceea ce trăim. Dacă vreți, vremurile pe care noi le trăim, nu le-au trăit părinții noștri. Nu a fost atâta tehnologie, nu a fost atâta informație, nu a fost atâta ispită pentru generația lor. Poate el ieșea până după casă, se uita în livade, mânca un măr, ieșea până la poarta aceea plină de praf, se uita la pășunea din fața căsii și cam la aceasta se rezuma viața unora. Dar viața pe care noi o trăim e o viață provocatoare, ispită la tot pasul, reclame pe toate drumurile, deschizi telefonul, trebuie să închizi ochii, te uiți într-o parte, trebuie să întorci capul, te uiți pe stradă la nepăsarea lumii pe care Dumnezeu ne-a așezat aici și tot mai multă ispită. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt să ne aducă într-o vreme ca aceasta la lucrurile de care avem nevoie. Și de aceea trebuie ca Domnul să lase lucrare de prorocie. Biblia vorbește, dar atunci când Domnul lasă lucrări de prorocie, oamenii se zidesc, biserica se zidește și mergem mai departe. Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă va reuși vreo biserică să stea în picioare în vremea aceasta, am spus-o și o mai spun, va reuși biserica unde Duhul lui Dumnezeu este ținut la înălțime, și unde oamenii sunt plini de Duhul Sfânt.
că a fost odată-i bine. Că te-o botezat Domnul odată-i bine, în seara aceasta ești mai mult. Dragostea pentru lucrarea asta a crescut în viața ta. Cuvântul Domnului spune, cine se roagă în altă limbă, să ceară și puterea să o tălmăcească sau și darul să o tălmăcească. Mergi mai departe în dorința tălmăcirii sau ne bucurăm cu ce am avut? Sau ne bucurăm că din când în când mai spunem câteva cuvinte? Biblia spune, cine se roagă în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Dar Apostolul Pavel spune, mulțumesc lui Dumnezeu pe aceeași pagină, pe partea cealaltă, că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți la un loc. De ce avea nevoie Pavel de zidire? Că era dărâmat, că oamenii îl loveau, că frați mincinoși erau la tot pașul, că vrăjitoarea din Filip se ține după el și Pavel avea nevoie de putere, că urma temnița unde casa temnișerului trebuia mântuită și acolo Dumnezeu trebuia să facă minunea, că urma călătoria înspre Roma, că corabia se naufragia, că năpârca vine și se lipește și de mâna ta și dacă nu l-ai pe Duhul Sfânt și dacă nu ești un om care te zidești și dacă nu ești un om care iubești lucrarea printr-o înnoire a Duhului, nu mai poți sta în picioare. Să ne ajute Domnul și pe noi. Să ne înnoim în Duhul. Apoi, omul lui Dumnezeu Pavel vorbește în Romani, capitolul 12, cu versetul 2, despre o înnoire a minții. Să fim oameni plini și puternici în Duhul nostru. Nu mai rămân și nu mai lungesc în locul acesta, deși ar mai fi câteva referințe biblice. David spunea în Psalmul 51, versetul 10, pune în mine, Doamne, un duh nou, un duh statornic, Doamne. De ce? Pentru că eu vreau să fiu mereu proaspăt înaintea Ta. Eu vreau să fiu mereu de calitate înaintea Ta. Prorocii au nevoie de duh nou atunci când au ispite, atunci când au probleme, ca Dumnezeu să ierte, să îi înnoiască. Când trimite Dumnezeu mesajul, prorocul să nu-i schimbe înțeles, să nu-i schimbe destinația. Și numai un proroc curat, numai un vas curat și înnoit poate da mesajul așa cum vine de la Dumnezeu, că am văzut destule. Apoi avem nevoie de o minte nouă. Omului Dumnezeu Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Trăim într-o vreme în care societatea aceasta gândește cu un egoism extraordinar. Fiecare pentru el, fiecare în dreptul lui, nu le mai pasă de Dumnezeu, nu le mai pasă de biserică, nu le mai pasă de aproapele. Să iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înși vă, îi deja un mit pentru mulți dintre frații care vin în adunare. Numai să-i zici ceva la fratele, numai să-i zici ceva la sora, ca pe vestul ce-ți spune, ca pe vestul argumentele lui. Asta e mentalitatea societății. Nu te lăsa călcat în picioare, nu lăsa să-ți spune, dar n-ai tu să-i spui înapoi. Dar nu ți-o da Dumnezeu și ți-o iei gura. Îmi spunea cineva nu demult, dar eu nu spun tate nostru ca și el. De ce el să facă așa și eu să nu fac așa? Iubiților, noi avem nevoie ca Dumnezeu să ne înnoiască Duhul în fiecare zi, Doamne ajută! Și apoi prin înnoirea Duhului să facă Duhul să ne înnoim și mintea. Să nu ne potrivim chipului veacului. Că atunci când erai tânăr la mama ta acasă, poate în România, nu te potriveai chipului satului și cătunului de unde vii. Și în Stuttgart, în 2023, Dumnezeu nu s-a schimbat. Nu vă potriviți oamenilor de aici. Potriviți-vă voii lui Dumnezeu. Potriviți-vă lucrării în care Dumnezeu v-a chemat. Potriviți-vă trăirii frumoase pe care Evanghelia o pune. Ca să fac aceasta, eu am nevoie de o înnoire a minții, de o înnoire a gândirii mele. Dacă până acum gândeam eu și problemele mele, din seara aceasta trebuie să mă gândesc că Dumnezeu are o familie. Că eu sunt mădular în trupul lui Hristos, potrivit cu 1 Corinteni, capitolul 12. Că eu nu pot să fac ce vreau și eu trebuie să fac ce trebuie, potrivit cu celelalte mădulare. Că dacă Dumnezeu m-a pus ochi, eu trebuie să strig că vine problema, că vine pericolul. Că dacă Dumnezeu m-a pus ureche, eu trebuie să aud glasul lui Dumnezeu. Și la lucrul acesta, eu trebuie să mă prefac printr-o înnoire a minții. Să fiu una cu biserica lui Dumnezeu.
Și când biserica suferă, să sufăr și eu. Și când biserica plânge, să plâng și eu. Și când biserica se bucură, să mă bucur și eu. Asta e o prefacere a gândirii și a înnoirii minții noastre pe care o dă Duhul Sfânt. Și Petru spune în capitolul 1 Petru 1 cu 13 să ne întărim coapsele minții noastre. Noi avem o minte care are nevoie de o întăritură. Și întăritura aceasta de a ne ține treji și de a ne da Dumnezeu puterea să ne punem nădejdea în arătarea Lui, în venirea Domnului, are nevoie de o minte înțepenită, de o minte tare. Și aceasta o face Duhul lui Dumnezeu. Și aceasta o face cuvântul Domnului. Și aceasta o face părtășia cu biserica. Să ne ajute Domnul să ne întărim gândirea și să ne înnoim în seara aceasta. Dacă până în seara aceasta te-ai gândit că tu ești doar un consumator, mă rog ca Domnul din seara aceasta să-ți schimbe gândirea. Și să-ți dea Domnul nu o gândire potrivit chipului veacului. Că vecinii voștri care nu-L cunosc pe Domnul nu le pasă de lucrarea lui Dumnezeu. Dar voi sunteți chemați cetățeni împreună cu sfinții, logodnica lui Iisus Hristos. Și Pavel spune, v-am logodit cu El. Ori o logodnică are așteptări și așteptările ei este să vină mirele, să pregătește pentru aceasta, își îmbracă hainele pentru aceasta și zic ca Domnul să ne ajute și pe noi. Când va veni mirele, logodnica din Stuttgart să plece acasă. Dar la aceasta e chemată să fie curată, să nu gândească ca celelalte fete și ea să aibă o purtare, cum spune cântarea cântărilor, o purtare care să le întreacă pe celelalte, printr-o gândire bună și printr-o inimă curată. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. O înnoire a Duhului în fiecare zi, prin rugăciune și printr-o colaborare frumoasă cu Duhul Sfânt, o înnoire a minții în fiecare zi, printr-o gândire potrivit cu Evanghelia și nu potrivit cu chipul veacului acestuia, și omul lui Dumnezeu Pavel, Filipeni, în capitolul 4 cu versetul 10, ne mai vorbește despre o înnoire a simțurilor, a noastră, a celor din adunare. Am avut o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele față de mine. Nu știu cum s-ar purta Bobby, nu știu cum m-aș purta eu, nu știu cum v-ați purta voi să vină Pavel la voi în adunare. Să stea Pavel cu voi, să vă zădească cetatea, să vă rânduiască comitetul, să vă ordineze frață. Și după aceea să fie nevoit Pavel să spună, eu mă bucur cetatei din Filip și filipenilor că voi v-ați înnoit iarăși sentimentele față de mine. Aceasta înseamnă că dacă filipenii au avut nevoie de o înnoire a simțămintelor și noi avem tot așa. Și soțul față de soție. Să-i mai aduce aminte că a rămas cea mai frumoasă pentru tine. Că-i tot ceea ce ai pe pământul acesta. Copiii se duc, se căsătoresc, dar tu cu ea îți vei petrece ultimii ani ai bătrâneții și a rămas pentru tine prioritatea numărul unu. Să-ți aduci aminte și să ai o înnoire a simțămintelor față de soțul tău, că aleargă în stânga și în dreapta și pericolele lumii pândesc la tot pasul și să-i spui că acasă l-așteaptă cineva cu brațele deschise, cu inimă deschisă. Să ne aducem aminte că avem copii și Dumnezeu ne-a dat ca o binecuvântare și s-a născut cu degețelele la mână și s-au născut cu ochișori în cap și cresc sub ochii noștri ca niște lăstari și ca o tolbă de săgeți Dumnezeu ne-a dat și să-i spunem, Doamne, în seara aceasta îți mulțumesc că mi-ai dat copii, poate nu i-ai spus de mult Domnului, ajută-mă să-i cresc în limitele dintre Țoria și Eștaol, Doamne, Duhul Domnului să-i miște, să nu coboare la Timna și să rămână în altarul și în lucrarea lui Dumnezeu, o înnoire a simțămintelor, nu e așa că e frumos? Când vin copiii la tine ca părinte, te iau în brațe și îți spune, te iubesc mama, te iubesc tata. O înnoire a simțămintelor față soțul de soție, față de părinții noștri, dacă vreți, să mai dai un telefon în țară și să-i spui, mamă, nu te-am uitat. Mamă, ți-am pus un plic acolo, mai cumpără-ți și tu ceva, că eu am mâncat destul în Germania, dar tu n-ai văzut mecul în viața ta, mamă. O înnoire a simțămintelor față de părinți, față de frați din adunare, față de cei care i-ai găsit aici în Germania, că frații ăștia s-au rugat pentru tine,
tine când aveai cancer și când aveai boală în trupul tău, când frații ăștia s-au rugat pentru copiii tăi când erau singuri aici în Stuttgart și diavolul era pe urma lor, când frații ăstea le-au cântat și le-au prorocit acelor alor tăi și astăzi sunt în adunare, că dacă nu erau frații aceștia, praful s-ar fi ales din unii dintre noi, Dumnezeu să se îndure de voi. O înnoire a simțămintelor față de biserică. Să mulțumim Domnului pentru frați, să mulțumim Domnului pentru proroci, să mulțumim Domnului pentru ai noștri, să-i spunem, nu să-i lăudăm într-un mod obraznic ca să cadă în mândrie, dar să ne rugăm pentru ei în taină, să iei o zi de post. Ui, Doamne, eu postez pentru fratele, pentru sora pe care o mai folosești în adunare, să nu intre diavolul pe fir, să nu fie o lucrare de durere, de rătăcire, o lucrare care să aducă o pricină de întristare bisericii. Eu iau o zi de post, eu iubesc lucrarea ta, Doamne, înnoirea simțămintelor, unii față de alții, și apoi înnoirea simțămintelor față de Dumnezeu. Să-L mai iubești pe Domn așa ca la început. Știți de ce primii creștini mereau martiri cântând fără nicio frică înaintea leilor și înaintea arenelor și înaintea rugurilor? Ăștia-L iubeau pe Dumnezeu. Ionisie, un mare creștin, Ieronim, un mare creștin de altă dată, spunea celor ce aprindeau focul de stâlpul de care el era legat: aprindeți focul în fața mea, nu în spatele meu. Așa era obiceiul, să se aprindă cu torța în spatele condamnaților. Și ăsta a spus: nu, aprindeți-l în fața mea. Dacă mi-era rușine de Dumnezeul acesta, m-aș fi lepădat până aici. Dar eu am toată puterea și toată demnitatea să stau înaintea focului cu mâinile ridicate, cu ochii ridicați în sus, pentru că pe Dumnezeul acesta îl iubesc. Când i-ai spus ultima dată ca David: te iubesc, Doamne, tăria mea? Când i-ai spus Domnului ultima dată că El este iubirea, dragostea ta, plăcerea, desfătarea sufletului tău? Ți-ai mai înnoit simțămintele de dragoste față de Dumnezeu? Să ne ajute Domnul în seara aceasta. O înnoire a Duhului, că Duhul, și nu mai mă duc în Ioan, capitolul 17, El va descoperi, Duhul aduce descoperire, Duhul aduce lumină, Duhul ne face conștienți în ceea ce privește păcatul, El va dovedi lumea, o înnoire a Duhului să fie în adunare lucrarea curată și lumină, o înnoire a minții, să avem o gândire de copii de Dumnezeu, de răscumpărați ai Domnului și de fiice vrednice de împărăție, o înnoire a simțămintelor, să fie armonie între cântăreț și predicator, între frate și frate și între soră și soră, și adunarea să aibă parte de o armonie frumoasă în ceea ce privește, și de ce nu în ultimul rând, o înnoire a caracterului. Dumnezeu ne-a chemat cetățeni cu sfinții. Și cuvântul Domnului spune în felul următor, în Coloseni, dacă pot să-mi proiectez, capitolul 3, versetul 10, și cu aceasta mă voi apropia de final: și v-ați îmbrăcat în omul cel nou, care se înnoiește în cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Noi vrem să semănăm cu Domnul. Noi vrem să avem un caracter de fii și fiice de împărat. Un caracter nobil. Oameni care atunci când sunt bârfiți de rău, nu răspund cu aceeași monedă. Ei au un caracter deosebit, au o chemare deosebită. Ei se roagă pentru cei ce îi prigonesc. Oameni care atunci când sunt loviți, când sunt jicniți, când sunt mințiți, când sunt provocați, când cel rău vine înaintea lor, iau acel caracter de împărat și spune ca David: am stat mut câtă vreme cel rău a fost înaintea mea. Nu i-am permis să scoată ceva de la mine. Eu am un caracter nobil. Eu am o chemare. Eu sunt fiu și fiică de împărat. Eu îl reprezint pe Dumnezeu. Eu reprezint biserica. Eu reprezint o lucrare sfântă. Dacă noi, cei care suntem în lumea aceasta, așezați ca pe o piununte înalt ca o cetate să luminăm, nu facem lucrul acesta, cine s-o facă? Dar la aceasta nimeni n-aprinde o lumină, spunea Domnul Iisus Hristos, ca să o pune sub tobroc sau sub baniță și o pune la un loc înalt ca lumina să lumineze. Ce înseamnă lumina? Caracter deosebit. Să ne ajute Domnul și pe noi. Când veți umbla pe străzile din Stuttgart și vor vedea români de-a noștri, portarea, sau nemți, dacă vreți, să vadă că voi nu sunteți ca ei.
Și în trăire, și în vorbire, și în umblare, sunteți oameni al lui Dumnezeu. Și să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Mă gândesc la un cuvânt al Domnului pe care îl spunea Ezra altădată. Pentru o înaintare frumoasă, ne așteaptă vremuri grele. Trebuie să ne apropiem de Domnul. Dar în versetul 21, la râul Ahava, am vestit un post de smerenie înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce aveți aici la Betesda și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Cu pocăință, cu smerenie, cu post, cu rugăciune, cu lepădare de sine, cu lucrarea Duhului Sfânt, cu o gândire frumoasă, cu simțăminte curate unii față de alții, căpătând un caracter nobil, să avem o înaintare bună. Amin.